Constructorul a pregătit amplasamentul organizării de șantier și a marcat traseul acestui lot de autostradă. La eveniment a participat vicepremierul Sorin Grindeanu, ministru al transporturilor. Autostradă finanțată prin PNRR. Astăzi s-a semnat ordinul de începere. E un lot de aproximativ 21 de kilometri, un lot care are termen de finalizare 20 de luni. Deci se intră în perioada de execuție. Așa cum știți, toate loturile, cele 13 loturi de pe A7 Ploiești Pașcani, sunt pe FIDIC roșu, adică direct execuția, proiectul existent. Ministrul Grindeanu le-a cerut constructorilor să respecte contractul de execuție, în așa fel încât lotul atacat să fie finalizat la termen în 20 de luni. Fiind la început de drum și fiind o autostradă, dacă îmi permiteți, și vorbind de la lotul 1, deși lotul 2 a avut ordinul de începere în urmă cu aproximativ 10 zile, să-mi permit să spun că e o autostradă extrem de importantă, așteptată de către românii din această zonă până la Pașcani și care, cred eu, cu constructori serioși care se vor ține de termenele angajate, va fi finalizată, așa cum am spus, în termenele pe care le au asumate prin contract. Cei 21 de kilometri ai lotului Dumbrava-Mizil se adaugă celor peste 28 de kilometri ai lotului 2 Mizil-Pietroasele, pentru care, în data de 11 august, a fost emis ordinul de începere a lucrărilor.